E, să vedem acum și două românisme. Vă previn că e vorba de două românisme nasoale, domne, adică împuțite rău și anume despre două canalizări. Cazul 1. Autoritățile din Galați au reușit o performanță rară în domeniu, o inginerie la care nimeni nu s-a mai gândit. Au construit între 2007 și 2012 un tronson de canalizare absolut inutil și de patru ori mai scump decât ar fi fost normal. Vă dați seama ce gospodari, oameni de onoare, nu alta, păi puteau pur și simplu să fure banii ăia, dar nu, nu s-au îndurat. Au vrut neapărat să lase ceva în urmă. Sperăm încă au pus și niște hârtie igienică deasupra, așa, să nu dea muștele, domne. S-a constatat că segmentul de canalizare tocmai finalizat este doar o încropelă. Asta cu toate că a costat în medie peste 5.000 de euro pe metru liniar. Deși este vorba de un simplu tub colector din beton, cu diametrul de 1,2 metri. Și mai scandalos este că, de fapt, nici măcar nu este branșat cu restul canalizării orașului, fiind, de fapt, o sublimă inutilitate. Practic s-a constatat că primăria a finanțat o țeavă cam atât de groasă, care începe de nicăieri și se termină puțin mai încolo. Au făcut un șanț, au băgat un tub în el, după care au astupat și gata. Bravo, mă, băieți! Canalizarea asta nu se leagă cu nimic, nu folosește la nimic, doar că a păpat și iar niște sute de mii de euro din buget. Noaptea minții, nu alta. Măcar dacă o lăsau pe deasupra, domne, să vină oameni din diverse colțuri ale țării și să vadă și ei odată în viață ce nu o să vadă în următorii 500 de ani. Doar se știe, domne, există statistici că jumătate dintre români dau canalizare. Durere, da, miras, miras urât. Bun, iar acum cazul al doilea. Ne mutăm ceva mai încolo în județul Bihor, într-un sat unde se construiește minune o canalizare. Problema este că mai mulți locuitori n-au mai așteptat să se termine lucrarea aia și s-au branșat deja la instalație. Păi ce să facă nene și ei? Cât să se mai abțină? La rețeaua neterminată s-au branșat ilegal mai mulți localnici care au început să o și folosească. Pe lângă aspectul neplăcut, mirosul este cel care îi deranjează cel mai mult pe localnici. Nu pot aerisi în cameră, deci nu pot mirosul și dacă treci cu mașina, ca un cum ar uh, avea un vecin în mijlocul camerei. Mamă, care mai de care mai meseriași? meseriaș? Și culmea care e? Culmea e că s-au făcut controle și nu s-a găsit niciun vinovat. Vă sună cunoscut? Cum cineva se. mă rog, cineva face ceva în ea de canalizare neterminată, dar nu se știe cine. Ai, domne, că e frumos în România, măcar nu ne plictisim. Totul e să fim atenți pe unde mergem, să nu călcăm din greșeală în vreo lucrare de asta neterminată. E celebră vorba aia că ultimul care pleacă de aici e rugat să stingă lumina. Ar trebui să adăugăm încă o rugăminte: <gângă> să tragă și apa, domne.